Ce s-a produs în Constanța în ultimii ani a fost un jaf. O putem spune acum deschis, fără nicio problemă. Radu Mazăre este condamnat penal la 9 ani de închisoare. Decizie definitivă și irrevocabilă. Nicușor Constantinescu este condamnat la încă 5 ani de închisoare. Directori din primărie, directori temuți din primăria Constanța, foști directori, au fost de asemenea condamnați la închisoare cu executare. Avem notari celebri din Constanța care au scăpat de închisoare cu executare numai pentru că faptele s-au prescris, dar sunt condamnați la închisoare cu suspendare. E bine de știut toate. Pentru tot publicul, terenurile revin toate. Inclusiv terenul de la Năvodari, unde ieri s-a dat o soluție. Hotărârea Alte Curți de Casație și Justiție vorbește despre desființarea integrală a 8 dispoziții emise de primarul Radu Mazăre și 4 desființare parțială a 4 dispoziții. Asta înseamnă că pe lângă terenurile pe care le vedem, mai sunt încă multe alte terenuri care vor reveni acasă. Momentan este greu să vă dau o astfel de cifră, cert este că știu că se lucrează în primărie la identificarea tuturor terenurilor care revin acasă și mai ales a situației. Și anume că în aceste 80 de terenuri pentru care Înalta Curte a dispus repunerea în situația anterioară săvârșirii infracțiunii, se face repunerea propriu-zisă, se face mergând la oficiul de cadastru cu hotărârea judecătorească. E actul în sine, este temei ca registratorul de la cadastru să radieze proprietarul actual și să rămână terenul proprietarului inițiat. Deci o procedură simplă care se poate termina într-o zi. E foarte simplu. Restul de 4 dispoziții unde nu avem această instituție a repunerii în situația anterioară, cred că va urma un alt regim. Acesta este numai un dosar. Noi vorbim de mai multe retrocedări în Constanța. Sigur, ăsta e dosarul mare, dar sunt multe alte cazuri. Eu înclin să cred că, nu vreau să dau un procent, dar multe situații de retrocedare în Constanța au urmat aceste tipare. Și din nefericire, fie din lipsă de timp, fie din lipsă de personal, aceste retrocedări n-au intrat sub lupa DNA. Că dacă ar fi intrat, am fi avut mult mai multe astfel de situații. Nu știu ce să mai spun. Pe cuvânt, dacă știu ce să mai spun. Îmi vine în minte numai așa, cuvintele jaf organizat, mafie, Constanța, hai să emigrăm. Dar nu e numai la Constanța, e un patent infracțional care, de exemplu, există și la Năvodari și la Năvodari. Aceeași situație, gândiți-vă, între Mamaia și Năvodari sunt blocuri, sunt sute de blocuri pe terenuri retrocedate. Avem un dosar care zace în instanță, încă n-a ajuns la capăt. E pe fond. La Curtea de Apel București, judecătorul cauzei a făcut cercetare la fața locului, pentru că erau niște chestiuni care nu erau clare. Până acolo s-a ajuns. S-au furat terenul din cuveta lacului Sudghiol. Teren cu mlaștină, unde cei care l-au furat și l-au retrocedat, motivau că ar trebui să aibă valoare mai mică de prejudiciu, pentru că era terenul mlăștinos, e terenul statului român, despre ce vorbim. Domnul Făgădău este o persoană inteligentă, pot să mă duc să-mi câștig pâine trebuie să altfel. Ne explice ce a apărut în presă, inclusiv în ordinea.ro. Are sau nu are teren care provine de la retrocedări? Păi are sau a obținut are? În viața domniei sale, noi am publicat și documentele. Constanța are nevoie de mai multă curățenie morală. După tot ce s-a întâmplat, după toate retrocedările care au nenorocit orașul ăsta, avem nevoie de, nu știu, de un nou început. Ne trebuie un punct 8 de la Constanța. Exact. Oamenii ăștia trebuie așa să dispară din politică. Păi, haideți să noim ceva, să schimbăm. Nu se poate așa. Vine anul 2020 când se poate, da. Dar societatea trebuie să se mobilizeze, să facă lucrul ăsta. Dacă, sigur, este și oferă alternative credibile. Că așa, sigur, știm ce e de făcut la vot, dar dacă nu ai pe cine să votezi, fie stai acasă, fie votezi din ceea ce ai.